A fost weekend de plajă la mare, dar cineva se bucură de nori și de vânt. A început regata velierelor regele Ferdinand I din Alea Mangalia. Timp de două zile, 8 echipaje se luptă cu valurile, dar și între ele ca să pună mâna pe trofeu. Competiția e strânsă pentru că toate echipajele sunt extrem de bine pregătite. Așteaptă-mi. Dă-i drumul și din partea cealaltă. Amândouă. Gata. Dă-i drumul cinele. Pe un vânt mai mult decât potrivit pentru concurs, la prânz a dat startul, iar velierele au părăsit portul Mangalia unul câte unul. Timp de 5 ore, echipajele au trebuit să strunească embarcațiunile cu pânze pe mare și nu le-a fost deloc ușor. E o cursă de viteză și cursele de viteză sunt în general de îndemânare. Sunt foarte importante manevrele. Bine, de ce o să ne spun repede, să folosim. Punctele care contează în campionatul național de veliere se pot face astăzi, de aici necazul. Furtuna care ne traversează de două zile a ajuns ieri după amiază pe litoral. Asta înseamnă că vântul va atinge viteze impresionante. Cred că va fi mai mult o luptă pentru supraviețuire la o asemenea mare montată. 32 de noduri înseamnă cam gradul 7. Deci o să ne distrăm. Să spunem, dacă apare o chestie de genul acesta și suntem pe apă, suntem preveniți cu cel puțin o oră înainte și toate embarcațiunile o să intre în port. Oricum, pentru concurenți va fi o experiență de neuitat. Ce se urează la plecare? Vânt bun din pupa. Vânt bun din pupa sau baftă.